Doamnelor și domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele știri din sport. ACS Volei Municipal Zalău și SCMU Craiova au oferit un adevărat spectacol sportiv în meciul cu numărul 3 din cadrul finalei Campionatului Național de Volei Masculin. Zălăuanii au relansat finala și s-au impus în fața oltenilor cu 3-2. Oltenii au condus cu 1-2 pe seturi, dar sălăjenii au revenit și au câștigat partida în tie-break. La doar 3 zile după ce s-a lăsat cortina peste ediția 2015-2016 a Ligii Naționale Feminine de Handbal, Federația Română de Handbal programează primele partide din cadrul optimilor de finală ale Cupei României. Potrivit site-ului oficial al Federației de Specialitate, în urma tragerilor la sorți, unele echipe au fost urmărite de ghinion, în timp ce altele au fost mai norocoase și sorții le-au hărăzit adversare accesibile. Startul primelor două partide, CSM Unirea Slobozia, CSM Măgura Cisnădie, respectiv CSM Bistrița, CS Rapid, USL Metro București, s-a dat la ora 17, iar la ora 18 au început alte 5 partide. CSM Ploiești, HCM Baia Mare, CSU Danubis Galați, HCM Roman, SCM Craiova, Universitatea Alexandrion Cluj, HC Dunărea Brăila, HCM Râmnicu Vâlcea și HC Alba Sebeș, HC Zalău, urmând ca de la ora 21 să se dispute cel mai tare duel din faza optimilor, cel dintre ASC Corona 2010 Brașov și CSM București. Duelul dintre campioana României CSM București și câștigătoarea medaliilor de bronz ASC Corona 2010 Brașov va scoate din lupta pentru câștigarea trofeului una dintre cele mai în formă două echipe ale campionatului, iar acest lucru ar putea fi un avantaj pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici. În cazul unor rezultate favorabile în Cupa României, gruparea de la Poalele Mesușului poate ajunge să evolueze în cupele europene, cu condiția de a ajunge în fazele superioare ale competiției, alături de echipe care și-au asigurat deja prezența în competițiile europene intercluburi la finalul campionatului. În optim, elevele lui Tadici sunt favorate la victorie, chiar dacă evoluează în deplasare. Valentina Bardac și compania întâlnesc mâine la Sebeș, ultima clasată din Liga Națională, HC Alba Sebeș, grupare în fața căreia au remizat 24-24 în partida tur disputată toamna trecută, iar în retur la Zalău, sălăjencele s-au impus cu 26-21.